sancționați. Proprietarii de restaurante din capitală au ajuns în pragul disperării. Deciziile autorităților cu privire la Horeca s-au schimbat de la o zi la alta. Într-un interval de doar o lună, spațiile din interiorul restaurantelor s-au închis de două ori. Mai exact, pe 7 octombrie s-au închis, pe 15 s-au redeschis la 30% din capacitate, iar astăzi, 20 octombrie, s-au închis din nou. Răzvan Crișan este antreprenor Horeca, e în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Crișan, mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Ce faceți în continuare? Bună ziua, mulțumim de invitație. E o întrebare foarte bună. Am devenit o industrie în care doar a ghici în stele pare fi o strategie relevantă. Evident că ne adaptăm și preocuparea noastră cea mai mare a fost și este față de colegii noștri și de cum putem să ne asigurăm că ei poate să continue să-și facă meseria. Partea bună, dacă pot să spun așa, e că încă poate să funcționeze partea de livrări și partea exterioară și pare că vremea, cel puțin pe timp de zi, ține cu noi. Ne-am insistat foarte mult și insistăm în continuare la Direcțiile de Sănătate Publică să putem să facem un studiu care să vină să spună: domne, uite, astea sunt sursele de infectare. Restaurantele sunt, dacă chiar ele sunt. Pentru că de-a lungul datelor la care s-au redeschis restaurantele, 1 iunie când s-au deschis exterioarele, 1 septembrie când s-au deschis interioarele, s-a văzut foarte clar că nu a fost o creștere masivă a numărului de infectări și nu credem, suntem convinși de fapt că nu restaurantele sunt problemă. Ce faceți cu colegii dumneavoastră, cu angajații dumneavoastră, cu resursa umană practic și ce date aveți de la ceilalți antreprenori cu care poate sunteți în contact în această perioadă? Sunt două săptămâni, sau urmează două săptămâni în care o parte din activitate va fi blocată, nu? Cel puțin cea din interior e clar, va fi blocată. Ce faceți cu oamenii pe care îi aveați angajați sau îi aveți angajați în această perioadă? Cea mai importantă resursă pentru noi și pentru colegii din Asociația Restaurantelor sunt angajații, clar, de departe. Nu spațiile, nu echipamentele. Preocuparea cea mai mare este să vezi cum poți să le păstrezi locul de muncă și cum poți să-i ajuți să poată să genereze veniturile pe care le puteau genera și din tip sau din banii care se făceau pe lângă. Asta e prioritatea cea mai mare. E bine că șomajul tehnic încă funcționează și e decontat de stat, inclusiv în perioada asta, dar scopul nostru nu este să mergem să întindem mâna la stat. Scopul nostru este să putem să aflăm dacă chiar este industria noastră cea responsabilă de această creștere a gradului de infectare, ceea ce foarte probabil nu este, dar în absența unor studii foarte clare și a unor cifre, cum au făcut și alte țări care să vină să arate, uite, asta este, e foarte greu să poți să decizi că asta este problema cea mai mare. E o curiozitate aici, pentru că și nu întâmplător aminteam calendarul de mai devreme, adică în mai puțin de o lună închis-deschis, închis-deschis în diverse variante pentru această industrie, domnule Crișan, și o curiozitate ar fi, de exemplu, ce fac restaurante în această perioadă cu materia primă perisabilă, de exemplu, cu stocurile pe care le aveți, în situația în care multe dintre ele nu sunt la limită. Nu ai nicio opțiune decât să o arunci, efectiv să arunci banii pe fereastră, cam asta e singura ta opțiune și mai e o problemă destul de mare a părții de restaurante și a funcțiunii pe care această parte de mâncare o are într-un oraș cum e București, pentru că lucrurile, din păcate, asta este o problemă a marilor orașe și o problemă foarte acută. Sunt persoane care sunt mai în vârstă, pentru care mersul la restaurant e un eveniment care se întâmplă din când în când. Pentru generația mea însă, mersul la restaurant este o necesitate, e o chestiune, pentru că nu mai gătim acasă, asta e, și avem nevoie să ieșim în oraș, nu doar ca o chestiune pe care noi o facem să ne simțim bine din când în când cu prietenii, ci o chestiune care pentru marile orașe e un stil de viață și un mod de a putea să mănânci poate mai bine sau să ai o experiență cu amicii sau cu familia. Și asta e o chestiune care poate nu s-a înțeles, că zona de restaurante nu este o chestie doar de timp liber și de distracție, ci e o necesitate pentru cei care sunt în marile orașe. Dumneavoastră sunteți și spuneți că deocamdată mai sunteți optimist, cel puțin pentru că vremea de afară permite acest lucru, dar ce veți face, să zicem, de săptămâna viitoare și în acest curs de două săptămâni, posibil prelungite, nu? Dacă și vremea va fi potrivnică business-ului dumneavoastră? Categoric. N-ai de ales decât să închizi și să găsești soluții să poți să reziști cât mai mult, dar iarăși, obiectivul nu este să reziști, ci obiectivul este să poți să creezi o companie care funcționează și pentru asta ai nevoie de un minim de predictibilitate care momentan lipsește cu desăvârșire, din păcate. Există clar o tendință de reorientare, cel puțin pentru cei care își permit acest lucru să treacă pe zona de delivery, în rândul restaurantelor cu care sunteți în contact? Mai toată lumea a făcut pași în direcția asta. Unele chestii, din păcate, nu se pot livra.
Sunt foarte multe produse pentru care clienții noștri vin pentru că sunt proaspăt făcute, pentru că sunt niște chestiuni pe care le scoți din cuptor și le servești acolo, așa cum acasă vrei să ai parte de mâncare caldă. Sigur, e vorba de avarie și e vorba de cum supraviețuiești în această perioadă, doar că nu poate să fie o soluție sustenabilă și temerea noastră este că cele 2 săptămâni nu vor fi 2 săptămâni. Și iarăși, revin la ce spuneam, dacă noi nu facem un studiu serios în care să putem să identificăm care este sursa principală de îmbolnăvire, e foarte greu să luăm astfel de decizii. Sunteți membru într-o asociație importantă. Luați în calcul posibilitatea să faceți acest studiu despre care spuneți chiar dintr-o zonă independentă, să puneți cumva mână de la mână, dacă pot spune așa, și categoric. Să faceți acest studiu, să-l livrați autorităților? Când? Avem soluția de a face acest lucru împreună cu un partener în zona medicală. Provocarea este că Direcția de Sănătate Publică nu vrea să dai acces la date. Ori dacă nu vrei să dai acces la date, e foarte greu să faci astfel de studii pe care noi suntem dispuși să le finanțăm cu ajutorul partenerilor noștri ca să putem să răspundem la acest mister, este sau nu zona de restaurante problema cea mai mare. Dumneavoastră estimați că este această o problemă? Adică, în regulă, sunt cu siguranță foarte multe locuri unde regulile s-au respectat. La fel de bine au fost foarte multe excepții și chiar au fost, din experiență personală, din experiență proprie, putem descoperi și locuri în care regulile, într-adevăr, nu s-au respectat. Credeți că au condus și aceste excepții la deciziile de astăzi? Întotdeauna, în orice industrie, în orice sector, vor exista excepții. Așa cum, din păcate, sunt și medici care se infectează în spitale, deși au condiții de protecție maximale, așa vor exista și cetățeni, dar și antreprenori care nu respectă regulile. Dar să sancționezi un domeniu întreg și o populație întreagă pentru o serie de persoane care nu respectă regulile, asta nu poate să fie regula. Sancționăm o minoritate pentru că așa considerăm că vor fi toți. La fel de bine au fost exemple concrete în străinătate, domnule Crișan, în care s-au luat decizii la fel de radicale. Pe de altă parte, au fost și decizii care au relaxat sau care au venit cu niște reglementări concrete pentru acest sector. E un model pe care l-ați recomanda autorităților în acest moment, din ceea ce se întâmplă în străinătate? Cele mai multe mari orașe au decis să nu închidă restaurantele, au decis să vină cu o serie de măsuri pe trepte. Singurele orașe majore care au decis, și iarăși fac referire la orașe versus țări, pentru că e o diferență foarte mare în toată lumea între marile orașe și comunitățile mai mici. În orașe mari, cum e Amsterdam sau cum e Bruxelles, discuția n-a venit peste noapte. A fost o serie de întâlniri între asociațiile profesionale și guvern care au decis, uite ce se poate face, uite care sunt pașii următori, avem nevoie de suportul vostru să facem o închidere punctuală a acestor industrie, uite cum putem noi să vă ajutăm. În anumite țări au fost informații care au arătat că, uite, asta e sursa de infectare, de pentru care avem nevoie și de suportul vostru. Lucrul ăsta, din păcate, nu s-a întâmplat și ați văzut și dumneavoastră la Digi discuția cu prefectura. Noi a trebuit să fim noi cei care insistăm la prefectură să ne lase și pe noi să ne spunem punctul de vedere apropo de industrie. Lucru care s-a întâmplat abia la ședința de ieri, în care, sigur, am fost invitați ca asociație profesională să ne spunem punctul de vedere, dar am fost niște simpli spectatori. Mulțumesc tare mult pentru intervenție, pentru aceste explicații. Răzvan Crișan este antreprenor în domeniul Horeca. Mulțumim și noi.